Bună seara, dragii mei! Să trăiți! Bună seara, dragii mei liberali! Să trăiți, domn președinte! Mulțumele bine! Bună seara, dragii mei ardeleni liberali! Bună seara! Așa mai mare! Sunt foarte bucuros că vă întâlnesc astăzi, aici, în Cluj. Sunt foarte bucuros, fiindcă putem împreună să pregătim în sensul cel mai pozitiv viitorul României. Fiindcă, dragii mei, împreună vom face viitorul României. Am început foarte bine. Ați început cu acțiunea de strângere de semnături și în acest moment eu vă mulțumesc. Ați fost și harnici și convingători și ați reușit să adunați pentru candidatura mea un număr enorm de semnături. Peste 2.200.000 de semnături. Vă mulțumesc și vă felicit! Am avut bucuria, plăcerea să trăiesc astăzi câteva evenimente foarte frumoase aici în Cluj. Și dați-mi voie acum să mulțumesc gazdelor noastre, clujenilor, în frunte cu Emil Boc și cu Daniel Buda. Deschiderea anului universitar a dat ocazia să mă întâlnesc foarte, foarte mulți oameni. Și pot să vă spun că ei așteaptă de la noi să rezolvăm problemele României. Și acest lucru, dragii mei, nu este simplu. Haideți să vedem un pic cum am ajuns aici și, de fapt, unde stăm. Întotdeauna este bine, sau cum se spune la noi, omului șate bine să înceapă să-și facă un plan și începutul planului este o analiză. Deci unde stăm, dragii mei? Stăm foarte prost. Foarte prost. În decembrie 2016, românii au considerat că e bine și nu e bine să meargă la vot. Unii s-au dus și alții nu. Cei care s-au dus, în bună parte, au crezut minciunile, între timp știm că sunt minciuni, minciunile PSD-ului. PSD-ul promisese că va curge numai lapte și miere. Dar, ghinion, cum a spus unul, nu a fost așa. Au început să curgă atacuri la justiție. Au început să curgă atacuri la mediul privat, la economia reală a României. Au început să ocupe PSD-iștii toate pozițiile cheie din marile sisteme publice, cu oameni din partid. Și dacă ar fi fost competenți, poate ar fi fost o chestiune care se putea dezbate politic. Dar, din păcate, majoritatea sunt doar slugarnici. Și așa am ajuns foarte prost. Ba mai mult. Și-au dat singur jos guverne. PSD-iștii și-au dat singur jos guverne, sau cum se spune la noi, și-au dat cu stângul în dreptul. Dar, prin asta,
Dragii mei, din păcate, calitatea guvernării nu s-a îmbunătățit. Ba, a mers din rău în mai rău. Am ajuns acum să avem un guvern care reușește contraperformanță după contraperformanță. I-am definit acest guvern deja de anul trecut pentru un guvern eșuat. Dar aceste eșecuri ne dor. Aceste eșecuri ale PSD-iștilor ne dor, fiindcă se repercutează asupra vieții noastre de zi cu zi. Și vedem acest lucru la fiecare pas. Dragii mei, fără PSD, României i-ar fi fost mult, mult mai bine. PSD-ul în realitate a ținut România în loc. PSD-ul a promis una, a făcut alta. PSD-ul a inhibat dezvoltarea României. Și acum suntem în situații nemai văzute. Am deschis astăzi anul universitar, dar nu există un ministru al educației în România. Nu există un ministru al educației, fiindcă acest guvern care a pierdut majoritatea refuză să se prezinte în Parlamentul României pentru a obține un vot de validare. Imaginați-vă, un guvern care a pierdut majoritatea refuză să meargă în Parlament. Nemai văzut, nemai auzit. Ba mai mult, acest guvern PSD-ist care și-a pierdut și ultima fărâmă de credibilitate propune pentru funcții europene importante persoane care nu sunt potrivite. Nu trebuie să discutăm foarte mult despre lucruri care au fost de mult. Acum, astăzi, persoana propusă pentru comisar european a fost pur și simplu refuzată pentru probleme de integritate. Rușine. Rușine PSD-ului. Aici suntem. Și probabil unii o să mă întrebați, bun, și dumneata ce ai făcut? I-am făcut, am mai spus-o, tot ce a putut președintele României să facă. Foarte multe din prostiile, din năstrușnicile, din atacurile PSD-ului asupra statului român, asupra sistemelor mari din statul român, am reușit să le opresc. Am reușit împreună cu voi și împreună cu românii. Și e bine că am reușit. Și vă spun, abia aștept să treacă moțiunea să scăpăm de PSD.